Bună seara, dragii mei! Așa cum v-am obișnuit, în fiecare seară de miercuri ne regăsim aici la Canal 33 România, la Autentic Românesc, să redescoperim noi povești de viață, povești autentice românești. În seara aceasta, invitata mea se numește Ana Barton, este scriitoare și începând din acest moment, timp de 50 de minute, o să călătorim prin patru romane, o poveste de viață impresionantă, și multe alte lucruri pe care le vom descoperi împreună cu Ana. Ana, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc eu pentru invitație. Și mărturisesc că eu astăzi, toată ziua, n-am făcut altceva decât să te descoper, deși te știam, așa, ne știm, sunt de ceva vreme, dar să-ți descoper cuvintele magice, așa așezate frumos pe hârtie. Și am să încep cu un lucru simplu pe care cred că orice telespectator ar vrea sau și-ar dori să-l afle de la tine. Cum ai descoperit plăcerea de a scrie și când ai devenit, ai ajuns să conștientizezi că, de fapt, ești scriitor? Când s-a născut primul tău roman și cum a fost? Că sunt scriitor, mi-am dat seama la 40 de ani. De scris, scriu așa cum scriu toți copiii, nu cred că sunt eu un caz special, de când aveam 7 ani. Și citesc de când aveam 5. Însă la 40 de ani, după ce mi-a apărut prima carte, Prospect de femeie, o colecție de proză scurte, atunci mi-am dat seama că eu de fapt sunt scriitoare și aș putea să spun că nici măcar nu mi-am dat seama singură. Cititorii și criticii, pentru că trebuie să recunosc că am avut bucuria de a fi întâmpinată foarte bine și de critică, nu doar de cititori. Asta e un lucru foarte important. Adică, pentru mine, și eu trebuie să recunosc că asta, acest tip de validare contează enorm. Eu sunt și filolog și de cam de 20 de ani fac eu însă-mi cronică literară și știu cât de important este asta pentru un om. Și atunci, imediat după debut, când cartea a fost primită atât de bine și de public și de critică, atunci mi-am dat seama că eu sunt scriitoare. Dar nu singură. Nu singură, pentru că aveam așa un fel de timiditate și apoi ți-am zis că citesc de la 5 ani. Pentru mine, scriitorii erau oamenii aceia pe care îi citeam eu și îi respectam eu. Și care, da, și care mi-au schimbat mie percepții și care m-au dus în mine și m-au oferit senzații noi. Cum să fiu eu unul dintre ei? Deci trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că tu ai 44 de ani. În decembrie. În decembrie o să mă scuzi. Când aveam 38, mă întreba lumea câți ani ai și spuneam 40. Și prietena mea apropiată spunea, mai ai 2 ani până la 40. Și da, la 38 sună de ca și cum ți-e frică de 40. Da. Și am spus, am 40, vreo 3 ani am spus că am 40. Filolog de meserie. Da, am terminat filologie și teologie. Filologie și teologie. Dar prima dragoste care a fost? Filologia. Filologia, da. Așa. Da. Bun, ai descoperit plăcerea de a scrie și curajul de a te aventura să strângi tot ceea ce probabil scrisesei ani de zile. Așa este. La maturitate. Hai să spunem că o femeie la 40 de ani este matură din multe puncte de vedere. Da, eu am debutat la 40 de ani. În anul 2014 mi-au apărut primele două cărți, Prospect de femeie în iunie și Mamifer în decembrie. Însă ambele cărți fusese scrise în 4 ani. Erau cărți scrise. Nu le-am scris în 2014. Deci doar ți-a trebuit curajul, sigur, de a le strânge și, da, de a le pune între, sigur, două cărți de proză scurtă. Sigur că da, sunt câteva sute de proze, nu? Pe care eu le-am pus, am făcut compoziția celor două volume. A apărut primul în prima jumătate a anului și următorul în cea de-a doua. Dar și anul trecut s-a întâmplat la fel. 2005 a fost un an liber și în 2016 din nou au apărut două cărți. Jurământ de rătăcire în aprilie și Pervazul lui Dumnezeu în noiembrie. Până să discutăm, să ajungem pe drumul bătătorit de scriitorii celebri și care este rolul acestora în societate, aș vrea să vorbim despre Prospect de femeie. Nu știu dacă tu îți mai aduci aminte că cred că acum
3 ani de zile, atunci când eu te-am cunoscut pe tine, aveai în mână cartea Prospect de femeie și eu stăteam, eram în auditoriu și mă întrebam, aici am prevazul lui Dumnezeu. Da, e cea mai recentă, da. Și stăteam în auditoriu și mă întrebam, Doamne, cum a fost femeia asta în stare să scrie un prospect de femeie când nici măcar nu există o rețetă clasică de a trata femeia de depresie, de dragoste, de fericire și așa mai departe. Spune-mi și mie, care este prospectul corect pentru o femeie? Prospect de femeie este titlul uneia dintre prozele din carte și este o satiră. După ce termin de citit acea proză, îți dai seama că de fapt nu există un prospect de femeie. Dar pentru că toată lumea, sau mă rog, toată lumea, multă lume, să fim mai preciși, așa, care ar fi mai precis între mult și tot, dar oricum, multă lume spune că femeile nu fac, nu drec, dar și femeile spun despre bărbați uneori și ei înșiși, dar și noi spunem despre noi că suntem într-un fel sau în altul. Iar mie chestia asta mi se pare un fel de a ne autoprejudeca și unii și alții. Și atunci am scris chestia asta ca o satiră și am conceput-o după modelul clasic de prospect. Proza este scrisă așa, începe cu compoziția chimică, cu posologie, cu interacțiuni, cu efecte secundare. Chiar am studiat aproape o săptămână, vreo 4-5 zile am studiat niște prospecte de medicamente și am ales eu formula care mi-a plăcut cel mai mult și am scris proza, e o satiră, zic eu, destul de mușcătoare, fără să fie agresivă, tocmai la adresa acestei forme de a încerca să pui în tipare femeile și se subînțelege și bărbații, bineînțeles. Crezi că au citit suficient de mulți bărbați cartea ta astfel încât femeile să fie mai ușor de înțeles? Au citit-o foarte mulți, însă femeile nu sunt mai ușor de înțeles și nici bărbații nu sunt mai ușor de înțeles pentru noi. Până la urmă vorbim despre literatură, iar acolo sunt o grămadă de povestiri. Asta este doar una dintre ele. Dar noi, în viețile noastre particulare, avem nevoie să ne deschidem inimile ca să fim mai ușor de înțeles unii pentru alții. Altă modalitate nu există. Și să încercăm, într-adevăr, să ne dezbrăcăm mai mult, dar de prejudecăți. Cât de mult și-a pus amprenta femeia din tine în prospecte femeie? Adică experiențele trecute de trăite de tine și trecute prin viața ta, cât de mult te-au influențat în momentul în care ai scris romanul? Mult. Pentru că orice scriitor, orice personaj ar crea, deci inventa, așa, orice scriitor se scrie întotdeauna pe sine. Aici vreau să ajung. Tu poți să inventezi și extraterestri. Întotdeauna este ceva din tine acolo, este urma ta acolo. Da, și au contat și experiențele mele. Și au contat și non-experiențele mele, adică experiențele pe care ca orice om mi le-am refuzat, ca orice om am avut temeri în a face ceva, ca orice om am regrete că nu am făcut anumite lucruri din cauza acelor temeri în acele momente, dar s-au dus, nu simt nevoia să compensez. Și toate lucrurile astea, tot cumul ăsta care este o ființă umană, tot creuzetul ăsta care e o ființă umană, un creuzet viu, se reflectă în scris, indiferent ce personaje aș crea. Acolo, da, este întotdeauna ceva din mine. Chiar dacă eu extrem de rar practic autoficțiunea, numai că practic narațiunea la persoana întâi destul de des și atunci mulți oameni cred că eu chiar scriu despre mine, dar eu sunt doar naratorul acolo, nu scriu despre mine și viața mea. Dar pentru mine nu este nicio problemă, nu simt nevoia să le spun oamenilor, vezi că nu e despre mine, e doar narațiunea la persoana întâi. Ai simțit vreodată că îți dezgolești sufletul prin cuvintele care au curs în cărțile tale? Da. Libertatea mea în scris este mult mai mare decât libertatea mea ca om. Este incomparabilă.
din ceea ce îmi spui tu mie, faptul că te-ai apucat de citit sau că ai deprins taina cititului... Bunicul meu m-a învățat să citesc pentru că el îmi citea și eu am vrut să învăț să citesc și eu. La 5 ani. La 5 ani, da. Asta înseamnă că tu ai fost familiară cu cărțile încă de când erai mică. Foarte mică, dar n-am învățat să scriu decât la școală. Știam să scriu doar cu litere de tipar, dar și am învățat să scriu exact când am intrat la școală, la 7 ani fără 3 luni. Și am scris de la început foarte urât și foarte urât scriu și acum. Chiar cred. Dacă scriu, am în geanta mea întotdeauna este un penar în care sunt cel puțin 5 stilouri, scriu numai cu stiloul, am cerneală, am stilouri cu rezervor, am și rezerve dacă cumva rămân fără cerneală. Însă sunt înnebunită după scris, dar scriu îngrozitor de urât în continuare. Deci înțeleg că te oprești din tumultul unei zile când îți vine o idee, bei o cafea și te apuci să-ți pui ideile pe hârtie? Și dacă sau sunt pe stradă? Sau car laptopul după tine? Nu. Și nu. Nu. Hai, povestește-ne. Laptopul nu, sau și când merg pe stradă, când plec de acasă, închid și datele mobile. Deci nu. Dacă este ceva oricine ar avea o nevoie pe care o pot împlini numai eu, însemnând familia mea sau prieteni foarte apropiați, oricare dintre acei oameni are numărul meu de telefon. Nu am de ce să am datele mobile, nu mă uit niciodată pe internet sau pe rețele de socializare când merg pe stradă sau când sunt undeva, când ies cu prietenii. Nu, asta nu. Laptop nu. Am însă penalul meu cu stilourile și întotdeauna o agendă în geantă, am o agendă în geantă, am o agendă în bucătărie, am o agendă lângă pat pentru că se întâmplă să visez ceva și dacă nu m-am trezit, să știi că s-a dus de unde a venit. Invariabil. Deci ideea care a venit de scritură sau starea sau emoția sau scena, că unor visez scene, dacă nu m-am trezit să o scriu, se duce înapoi de unde a venit ea. Mă întorc la copilăria ta. Te rog. Când aveai 5 ani, știi că toate fetițele se visează, doctorițe, stewardeze și așa mai departe. Tu ce visai că vei fi când vei fi mare? Medic. Așa. Și să știi că dacă aș fi fost înzestrată natural, mai bine pentru științele exacte, cred că aș fi fost un medic foarte bun. Foarte des sunt întrebați dacă sunt medic. S-a mai întâmplat să merg în spitale, din fericire în ultimii ani mai rar, cu nevoile mele, dar cu nevoile apropiaților mei, da. Și oamenii sunt întotdeauna uimiți că eu sunt extrem de familiarizată cu limbajul medical și mă întreabă la ce secție lucrați, pentru că eu lucrez de mult aici și nu v-am văzut. Și eu nu sunt medic. Cum nu sunteți medic? Nu sunt medic. Numai că înzestrarea mea către științele exacte este una submedie, drept care eu nu am mers pe drumul ăsta, fiindcă am știut că nu o să pot niciodată atâta chimie cât să intru la medicină. Cu biologia m-aș fi descurcat, dar erau la vremea mea, se dădea examen la fizică, chimie și biologie. Ori de fizică și chimie eu nu treceam să ajung la medicină. Acum înțeleg de ce titlul cărții tale este cu un termen medical. Eu sunt pasionată de lucrurile astea. Pasiunea ta din copilărie s-a revărsat la maturitate. Dar după aceea am vrut să fiu avocat. Chiar am și dat la drept, dar n-am intrat. Era o mare nebunie cu facultatea de drept după 90, am dat în 92, eram 19 pe loc, am picat cu o medie foarte mare, noi pe vremea aia picam cu 8.50 la facultate. Pentru că media de la bacalaurat nu conta, dar doar examenul de admitere la facultate și se intra cu 9 și tu cu 8.50 erai sub linie. Da, așa. Și ai luat-o ca o decepție sau ca o lecție de viață? Nu mi-a fost ușor. Nu mi-a fost. N-ai înțeles la vremea respectivă că drumul tău era altul și de fapt n-aveai ce să cauți pe băncile acelei facultăți. Eu eram facultăți. Olimpică națională, Cristina, am fost în liceu olimpică națională la limba și literatura română și pic la facultate. Am luat bacalaureat, un bacalaureat greu, în primul an în care, 92 a fost primul an, când știi că ne-au anunțat în aprilie că avem 7 probe de concurs la bacalaureat. Eu știu, da, am dat același bacalaureat. Și l-am luat cu o medie foarte mare și pic la facultate. Așa ceva, a fost foarte greu să duc lucrurile ăla. Și ce ai făcut? Mi-am luat serviciu. Serios? Da, într-o galerie de artă. Nu pot să ba cred. Da. Unde, în Târgoviște sau în București? Nu, la București. Pentru că m-am și măritat imediat. La...
Trebuiau schimbate toate lucrurile în viața mea. Stai un pic, să o luăm încet. La ce vârstă te-ai căsătorit? Aproape 19 ani. De ce așa de repede? Hai, uite, acum sunt curioasă. Îl cunoșteai? Nu, dinainte, ne-am cunoscut, dar nu ne-a trebuit foarte mult. M-am simțit că nu există, că este cel mai bun prieten care mi-a fost dat mie vreodată și m-am gândit că dacă o căsnicie nu înseamnă o prietenie, atunci ce poate să însemne? Nu am înțeles atunci că o căsnicie nu este doar o prietenie, drept care căsnicia noastră a durat 5 ani, dar prietenia noastră are 25 de ani anul ăsta. Deci, stai. Și este la fel. Prietenia este neschimbată. Relația voastră de dragoste este cumva prinsă în vreo carte sau fragmente din ea? Este o proză care este inspirată dintr-un anumit moment în prefața lui Dumnezeu, pe care în rest nu. Deci, nici una dintre relațiile mele, dintre cele foarte multele mele relații, două nu există. trei, că am și una acum, trăiesc și azi, uite, vorbesc de parcă aș fi murit și vorbesc din viața anterioară. Deci, dar despre a treia există. Ajungem și acolo. Eu mă reîntorc la 19 ani. Întoarce-te oriunde. Pentru că astea sunt lucruri pe care dacă dai Google Ana Barton, nu le găsești. Ca să știi. Da, le găsești și... în interviuri. Ba, le găsești în interviuri. Nu cred că chiar așa. Nu, așa nu. Deci ai ajuns în București, ai picat la universitate. Și să știți că nu mi-a dat, stimați telespectatori, nu mi-a dat scopul la mine. Așa sunt eu. Nu trebuie să-mi dea nimic. Trebuie doar să știe ce să vrea să mă întrebe ceva și eu spun. Pentru că nici eu nu sunt previzibil. Așa că, în concluzie, dacă pui două femei imprevizibile în studio, exact, cu siguranță, până la urmă, totul o să iasă. Este o emisiune imprevizibilă. Da. Dar nu suntem sătui de atâta previzibilitate toți. Da. Deci, să ne reîntoarcem. La 19 ani te-ai căsătorit și... După 5 ani ai divorțat. Da. Între timp ai mai dat la altă facultate? Te-ai apucat la de filologie. Am dat la drept de 3 ori. Am dat o dată la drept. Deci ești chiar încăpățânată. Și am avut bucuria să pic și prima sublinie la drept. Am trăit și acest moment. Da, deci, stai un pic. Ai dat primul an. Uh-huh. Nu te-ai reorientat către filologie. Uh-huh. Ai stat acasă, ai mai învățat, ai mai dat al doilea an. Cum am stat acasă, am dus să muncesc. Mă rog, să muncesc, așa. După care ai mai dat și a treia oară. Da. Deci, și a treia oară am fost foarte dezamăgită. În momentul când am văzut linia, acel sentiment, linia, tu de desubt, știi, ultimul intrat și tu primul picat, da. Atunci am zis, am avut un alt moment greu, în care am zis, bun, deci colegii mei de generație sunt suficient de buni încât să intre la o facultate, se pare că eu sunt cea mai slabă dintre ei. Așa. Și atunci aceasta este situația. Eu aici nu voi mai da, sub nicio formă, la drept. Dar m-am dus la o altă facultate unde erau 20 de locuri. Așa. Și unde eram, cred că, tot vreo 15 pe loc. Și probele de concurs erau ca la teatru. Se dădeau timp de 3 săptămâni. M-am dus la teologie. Era foarte dificil să intri în anul în care m-am dus eu. Foarte dificil. Institutul Teologic. Facultatea de Teologie, care este în cadrul Universității din București. Da. Nu este un institut separat. Am înțeles. Este tot Universitatea București. Și ai dat? Uh-huh. Și ai luat? Nu, în primul an nu. În primul an am picat din nou prima sublinie, am avut 2 ani la rând. De ce Teologie? Pentru că eu am iubit foarte mult domeniul ăsta. L-am descoperit oarecum întâmplător când aveam vreo 10 ani. Am început să le înțeleg când aveam vreo 12 ani, era foarte puțină literatură de specialitate în momentele alea. Era interzisă, da, sigur. Eu am găsit printre cărțile familiei câte bunicii? Ceva. Oricum, bunicul meu mi-a făcut cadou când am avut 12 ani o Biblie și eu am citit-o într-o vară. Când în la clasa 12 a 6-a, ani tu ai citit Biblia? Da, în clasa 6-a, în vara dintre a 6-a spre a 7-a. Da, mi-amintesc că bunicul a vorbit, că nici nu era ușor să faci rost de o Biblie, a vorbit cu un preot dintr-un alt sat și îl chema părintele Șeitan, care în ebraică se tălmăcește Satan, wow, acest nume Șeitan. Așa îl chema pe părinte și părintele, nu știu cum, poate la București, a reușit. Cert este că bunicul meu mi-a făcut cadou o Biblie și am citit-o, îți dai seama ce am înțeles eu la 12 ani din Biblia aia, însă mi-a plăcut foarte mult poezia ei.
foarte mult. Mi-a plăcut foarte, foarte mult Vechiul Testament pentru un copil cu toată cruzimea care este acolo, că este. Pentru un copil este fascinant Vechiul Testament. Și bineînțeles că îi pregătește momentul pentru Noul Testament, este fascinant prin minuni. Cel mai greu mi-a fost, era mult prea devreme, la 12 ani, cu Faptele Apostolilor, iar Apocalipsa mi-a pus complet capac. Adică, într-adevăr, era un fel de literatură science fiction. Dar cam așa a început. Și după aceea, după 90, când au început să apară astfel de cărți și la noi, atunci am fost foarte fericită pentru că am putut să citesc și mi-a plăcut foarte mult și mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit, cum cât de mult mi-a lipsit, de exemplu, Cioran, pe care nu-l știam de dinainte de 90 și l-am descoperit pentru că în 90 a apărut editura Humanitas și tu știi cum noi eram toți pe cărțile Humanitas, dormeam cu ele. Știu. Așa și literatura teologică, pe vremea aia o scotea editura Anastasia, foarte mult scotea editura Anastasia, dar nu numai. A fost o dragoste a mea și este o dragoste a mea. M-am dus la școala asta pentru că am vrut să știu mai mult, să înțeleg mai mult. În timp ce erai la teologie, ai dat și la filologie sau întâi ai terminat teologie? Teologia are secție de litere. Am înțeles. Am înțeles. Deci așa. Deci după 4 încercări, a trebuit... 5. A trebuit să conștientizezi. Adică am intrat a 5-a oară. Așa, am înțeles. 4 eșecuri și a 5-a oară. Deci, abia după, hai să spunem așa, 4 ani de zile a trebuit să conștientizezi care este drumul tău, lecția ta de viață. Ți-ai primit lecție după lecție și abia în final ai conștientizat, dom'le, nu era de mine acolo. Cel mai important pentru mine a fost... că am conștientizat de ce am picat în primul an la teologie, tot cu medie mare, da, și prima sublinie, și în anul în care am intrat a doua. Deci așa a fost diferența între... Deci care era... Iar eu aveam totuși o vârstă, aveam 20 și aproape 3 de ani când am intrat la facultate, mai eram de 18 ani, cum erau colegii mei, cei care erau leat cu mine, terminau 96 când am intrat eu. Da. Un domn, un istoric de artă care m-a văzut foarte dezamăgită când am picat la teologie, am zis, doamne, eu fac ceva greșit, e ceva foarte neregulă, se întâmplă ceva neregulă. Și el m-a întrebat dacă eu învăț la română după manuale și am spus, după manuale n-am învățat niciodată. Noi în liceu, eu cum mă pregăteam pentru olimpiade, profesorul spunea că manualele nu sunt pentru olimpici, noi învățam altceva și nu mai știu ce prin manuale, m-am uitat puțin, dar nu în program înainte de bacalaureat, că da, trebuia știu. Să știi, da, să fii un pic, să le reiei puțin. Și am zis, nu, trebuie să înveți manualele. Zic, bine, acum nici nu mai sunt, nu, te duci și îți cumperi manuale de la librărie și te uiți pe manuale ce cer acei oameni, cum se exprimă acea mea. Zic, eu nu pot așa, ba da, pentru că așa se corectează. Va trebui să faci așa. Zice, tu ce fel de lucrări faci? Zice, tu faci lucrări din alea creative? Ca la olimpiade? Da! Zic eu, că așa am făcut și la bacalaureat, așa a fost. Nu trebuie să faci așa. Trebuie. Și m-am dus și mi-am cumpărat manuale. Așa? La o săptămână după ce, repet, picase în prima sublinie. Și să știi că nu m-am ținut doar de ele, dar am ținut cont de ele. Și iată că atunci când am intrat la teologie, am intrat a doua. Da? Deci la un an distanță s-a întâmplat asta. Pentru că am ținut cont și de ele, fără să folosesc limbajul din manual, dar am ținut cont de ceea ce cereau ei, mi-am dat seama ce voiau ei și le-am spus și ce voiau să audă. De ce pervazul lui Dumnezeu? Uite, că trec de la o temă la alta, dar cred că cumva în subconștient simt că au legătură. Pentru că... Da, au legătură. Așa. Asta însemnând că aceasta este literatură, pur și simplu nu este o carte religioasă sau cu, da, normal, cu trimiteri dogmatice, în niciun caz. Ba chiar în cartea asta, să spunem noi frumos, într-una dintre proze, Dumnezeu fumează țigări fără filtru. Deci ca să nu vă imaginați cumva că există în acea carte ceva dogmatic. De ce fumează țigări fără filtru? Nu pentru că mi-aș închipui eu asta, a fost o formă, este o metaforă prin care am vrut să arăt că fiecare dintre oameni își îl imaginează pe Dumnezeu în funcție de cine este el însuși. Și așa este normal să fie.
pervazul lui Dumnezeu, pentru că mi-am închipuit că există un pervaz la fereastra unei, la fereastra universului, la fereastra lumii. Este un pervaz atât de mare, atât de lung și atât de lat, pe care noi încăpem toți. Toți însemnând de la primul care s-a născut vreodată pe lume, nu toți, nu doar toți cei care suntem în viață acum. În care încăpem toți, în care noi nu suntem supărați unii pe alții, nu ne deranjăm unii pe alții, nu ne facem rău unii altora și stăm așa pe marginea pervazului, cum stai la, cum poți să stai la casele de la țară care nu sunt foarte înalte și dai din picioare. E plăcerea aia a copilăriei, nu? Dacă unii mai stau pe marginea mesei, dar pe marginea pervazului e și mai frumos, pentru că ai o perspectivă mai bună și, și dai din picioare. Pentru asta i-am numit pervazul lui Dumnezeu, că m-am imaginat că acolo s-a adunat binele, s-a adunat tot bunul din oameni. De-aia am numit cartea așa. Este o proză care se numește așa. Am citit ceva foarte frumos, o recenzie, să-i spun așa, spun corect? E scrisă de Dorina, da. Sunt câteva cuvinte pe care Dorina le-a scris special pentru carte. Și Dorina Chiriac spune așa: Ana nu scrie, Ana sângerează cuvinte, e dintre cei cărora nu te repezi să le închizi rănile, căci tocmai rănile lor deschise le oblojesc pe ale tale. E durere? Este și durere. Îți prin scris, tu îți vergi toate dorurile, toate durerile? Nu pe toate, că dacă aș fi putut pe toate, aș fi fost un singurul om fericit în viață. Și așa ceva nu există. Și nici nu cred că e bine să ne dorim. Nu. Unele dintre ele. Da, unele dintre ele. Unele dintre ele. Deci tu îți eliberezi sufletul prin scris. Da, de-aia ți-am spus că este lumea mea cea mai, în care eu mă simt cu adevărat liberă. Practic singura lume în care eu mă simt cu adevărat liberă. Acum, pe lângă Prospect de femeie, de care am vorbit puțin mai devreme, și de pervazul lui Dumnezeu, tu mai ai două cărți. Și aș vrea să vorbim și despre ele un pic și apoi să ne îndreptăm la activitatea ta cu copiii, care mi-e foarte dragă. Dar până atunci să-mi spui efectiv de jurământ de fericire. De rătăcire. De rătăcire, uite, și în spate. Jurământ de rătăcire este primul meu roman. Acum scriu cel al doilea roman. Celelalte cărți sunt toate de proză scurtă, mai scurtă, mai lungă, dar doar Jurământ de rătăcire este roman. Și cel pe care scriu acum și care se numește Nemuritorii de rând și care și el va fi un roman. Mamifer și jurământ de rădăcire de el, de zice. Ea este o carte, dacă vrei, astea două sunt un fel de cărți ale copilăriei, însemnând că nu sunt cărți pentru neapărat pentru cei cu vârstă de copii, deși Mamifer a fost construită de așa manieră încât să poată fi citită, de exemplu, un copil de 7 ani o poate citi. Poate să o citească dacă un copil citește mai de dinainte de vârsta asta, poate să citească și un copil mai mic de 7 ani, dar nu este o carte clasică pentru copii, dar nu e literatură pentru copii, ci este literatură pentru copilul din om, orice vârstă ar avea el. Iar Jurământ de rătăcire este povestea unei dezrădăcinări. El ar putea fi numit un bildungsroman, în sensul în care cea mai mare parte a acțiunii lui se petrece în copilăria personajului principal, numai că este povestea unei dezrădăcinări și a faptului că o dezrădăcinare poate să ducă o durere care să țină toată viața și care să greveze toată viața unui om. Poate și dacă să ducă chiar la pieire, la... Da. Pentru că, de fapt, asta este. Se atinge inclusiv această temă acolo, a faptului că trauma neconștientizată sapă atât de mult încât omul nu-și găsește niciodată liniștea și toate alegerile lui sunt paralele sau perpendiculare cu drumul real al ființei lui, dar el nu mai are acces la sine din cauza
traumei care produce acest blocaj. Și cred că mulți dintre noi am avut astfel de traume pe care, nu știu, în lumea asta grăbită le căutăm doar când apar problemele alea foarte serioase de care nu mai putem trece și atunci ne ducem să ne căutăm. Când în mod normal ar trebui să facem astfel de căutări, știi, așa, pentru curățare, cum se primenesc casele de Paște, de Crăciun, cu tipul ăla de curățenie, cum e tradiția la români, cred că așa ar trebui ca oamenii să ia 10 ședințe de terapie odată la un an jumate, 2, să curețe rezidurile. Doar să curețe rezidurile. Pentru că este o viață foarte, foarte încărcată cea pe care o ducem noi. Uite, pentru că vorbeai de terapie și de reziduri, îmi povesteai înainte să intrăm în platou, că de câțiva ani de zile mergi, ți-ai făcut un obicei de a merge prin școli, prin da. Licee, da. Să vorbești cu copiii despre da. Experiențe de viață trăite, scrise, despre lucruri care par mărunte, dar care descătușează sufletul și care deschide calea către comunicare și de curățare a rezidurilor, mai ales acolo, la vârste fragede, contează foarte mult. Enorm. În general mă invită profesorii, deși s-a întâmplat anul ăsta la liceul Tonița, m-a invitat un părinte, mama unei fetițe de clasa a 6-a, a vorbit cu diriginta și așa am ajuns eu la copii. În general însă profesorii, pentru că probabil, cel mai probabil profesorii citesc cărțile, probabil mai urmăresc și activitatea, așa s-a întâmplat. Anul ăsta am fost prima dată și la copiii de clasa a 4-a, nu se mai întâmplase să merg la școala primară și am fost extraordinar de surprinsă cum copiii de 10 ani, de astăzi, și vorba aceea am și eu un copil de aproape 16 ani și totuși mulțumesc la fel, văd o diferență, copiii de 10 ani de astăzi sunt foarte, foarte direcți. Ana? Da, exact, m-au tutuit din prima, le-am spus eu sunt Ana, nu sunt doamna. Renunțăm la pronumele de politețe și ne-am așezat cu toții pe jos într-o sală de sport pentru că o doamnă profesoară i-a adus pe cei de-a cincea, nu doar pe, erau inițial doar cei de-a patra, i-a adus pe cei de-a cincea și a fost extraordinar, sunt foarte liberi și le-am spus așa, dacă vreți să vorbim despre cărți, despre scris, despre literatură, bine, dar dacă vreți să mă întrebați ceva, întrebați-mă ce vreți, voi nu trebuie să... N-am venit aici să facem ce vreau eu, aici sunt muzicieni, tineri muzicieni la Mogoșoaia, acum o lună, la Ad Musicam, de asemenea un proiect și cu ei am avut un dialog de același tip. Ce te întreabă? Ce vor copiii să afle de la tine? Hai, spune-mi cea mai drăznită... Când îndrăznesc, chestiuni de viață privată, ceea ce este, ce a fost pentru mine șocant, prima dată când s-a întâmplat asta, s-a întâmplat la liceul Șincai, unde erau foarte mulți. Așa. Cred că erau 150. Pentru că profesorul lor, care preda modulul care începe cu logică, psihologie, sociologie, filosofie, le-a spus copiilor de la 9 la 12, care, cine vrea să vină. Așa. Și au vrut de la 9 la 12, mulți, când am dus în biblioteca liceului, apropo, eu nu am văzut o bibliotecă atât de frumoasă a unui liceu cum este cea de la Șinca, este o bijuterie. Și la început au zis, unii dintre ei au zis și eu scriu poezii, am vorbit puțin de literatură, puțin. După care o fată a pus punctul pe ei și m-a întrebat cum este din punctul de vedere al părintelui să ai un copil adolescent. Asta se întâmpla acum 2 ani și ceva, deci copilul meu avea 14 ani. Așa. Și următoarea întrebare a fost despre sexualitate, scurt. Da. Da. Dacă m-ai blocat. Dar pe mine nu m-a blocat nimic în afara faptului că, știi, eu cred în instituția străinului. Și eu cred în instituția sacră a străinului. Nu știu dacă ți s-a întâmplat, poate da, poate nu, nu trebuie așa, să răspunzi. Zic, dacă nu ești trebuie, tu la interviu. Răspund, nu ești tu zic, la interviu. Așa. S-a întâmplat vreodată să vorbești cu un om străin pe care știai că nu-l vei vedea, nu-l vei mai întâlni niciodată, într-un tren sau într-o gară sau undeva, să-i spui lucruri pe care nu le-ai fi spus apropiaților ca să nu-i doară, ca să nu-i rănești? Da. Mie mi s-a întâmplat. Și mie, da. De-aia consider că instituția străinului este sacră. Dar noi am călătorit cu trenul, să știi, de aceea. Dar se întâmplă și în alt fel de întâlniri. Te întâlnești cu un om odată și apoi nu te mai întâlnești. Instituția sacră a străinului, poți să-ți deschizi sufletul, este străin. Pe el nu-l doare durerea ta, el doar te ascultă, îl asculți și tu.
Ce m-a uimit pe mine nu este că ei s-au deschis în fața mea. Sunt obișnuită cu lucrul ăsta. De când eram copil mi s-a întâmplat ca oamenii să se deschidă în fața mea. Nu este o calitate, e o caracteristică a mea. E un tip de energie pe care eu îl transmit ca oamenii să pot deschide. Și cred că mai are legătură și cu faptul că nu umblu cu vorba. Și cel puțin apropiații știu că... Mi-a zis la un moment dat o prietenă: Doamne, dacă aș fi fost criminal, nu m-ar fi descoperit nimeni, că nu ți-aș fi spus decât ție. Și atunci ar fi. Și zic că nu te baza pe chestia asta, pentru că aici nu ar fi fost așa. Da. Zi mersi că nu faci nimic grav. Că unii față de alții au avut încredere, Cristina, să vorbească. Asta m-a uimit. Erau, sigur, ei se cunosc din liceu, dar unii doar din vedere. Imaginați-vă cum e la liceu pentru copii de vârsta asta, imaginea contează enorm. Și au avut curajul să pună astfel de întrebări, să spună: nu mă înțeleg cu mama, nu mă înțeleg cu tata, sunt abuzat emoțional, mi se spune că nu sunt suficient de bun, se cere de la mine enorm, succesele mele nu înseamnă mare lucru pentru familia mea, iar eu sufăr. Fata care a întrebat de chestia cu sexualitatea a zis: ce se întâmplă în iubire, da, vorba lui Alain de Botton, ce se întâmplă în iubire, cât trebuie să aștepți, cum trebuie să faci. Deci voiau chestiuni practice. Până ajungi acolo, cum ajungi? Da, eu vin acum să te întreb. Eu, dacă nu sunt foarte deplasată și nu sunt ruptă de realitate, știu că în fiecare școală există un psiholog. Da, un consilier, cum se spune. Deci asta, da? Înseamnă că nu-și atinge scopul. Nici nu cred că poate să facă față. Sunt sute de tineri. Păi bun, dar atunci poate că ar trebui să... Să fie mai mulți, exact. Să existe programe, sigur că da. Sau să lase societatea civică să se implice mai mult. Sigur, oamenii în mod sigur își fac treaba așa, da, cum trebuie să-și facă treaba. Dar este insuficient un singur om. Bineînțeles, și ce probleme au ei. Însă ce am remarcat eu este că ei vor să vorbească despre ei, despre pasiunile lor. Nu sunt sătui de ceea ce se numește, știi cum e sistemul nostru, predare-primire. Da? Da. Ne bazăm pe cogniție și pe memorie. Ei sunt sătui, ei sunt emoție, toți suntem emoție. Dar mai ales când suntem foarte mici, suntem mai mult emoție. Iar când suntem adolescenți, și că se spune că cei mai vulnerabili oameni sunt adolescenții și lăuzele. Da. Da, trec, da, de la o stare la alta, sunt, când sunt extatici, când sunt exuberanți, când sunt apatici, poate chiar deprimați. Și ei au nevoie enorm, enorm. Dar ei nu au nevoie decât să vorbești normal cu ei, să vorbești egal cu ei, să nu faci pe deșteptul. Să nu-ți dai aere, dar noi două știm foarte bine care sunt oamenii care fac întotdeauna pe deștepții. Cei care nu stăpânesc. Cei care sunt foarte complexați. Da, exact. Pentru că un om care e bine cu sine însuși nu simte nevoia să impresioneze și să demonstreze. El e bine. E modest, oricum. Acel om, da, își e modest cunoaște... în sensul că e normal, se poartă, da, normal. Nu simte nevoia să arate, să demonstreze el tot timpul și să facă pe deștept. Faci pe deșteptul când ai o mare gaură exact în locul ăla. Ei, copiii simt nevoia să vorbească, fire, să nu le predai, că sunt sătui să li se predea. Și au mulți profesori extraordinari, sunt mulți profesori extraordinari la școli, numai că și profesorii ăștia extraordinari trebuie să urmărească programa. Că dacă ar fi după copii, copiii ar zice: lasă-mă cu programa și hai să vorbim de ce îmi trebuie mie, sau hai să facem alt tip de... Dar nu se poate. Pentru că profesorul ăla are o programă. Dar încorsetarea aceasta cred că distruge personalitatea adolescenților. Este adevărat. Și nu-i pregătește suficient pentru ceea Deloc. Ce urmează după Deloc. Terminarea Deloc. Liceului. Deloc. Noi, dar acum... nici pe noi. Gândește-te, știam că trebuie să terminăm liceul și să intrăm la o facultate. Dar de ce trebuia să intrăm la o facultate? Bun, dar știi că despre noi, despre generația noastră s-a spus foarte mult timp că suntem generația de sacrificiu. Dar, și ei sunt. Bun. Câte generații trebuie să mai avem de sacrificiu? Ar trebui să se termine. Dar mai avem oare altfel de generații decât de sacrificiu? Mai există altele? Păi, hai să vorbim despre lucrul că acesta. Eu cred că nu mai există altele. Uite, eu stăteam și mă gândeam m-am reîntors cu ajutorul tău un timp în liceu și stăteam și mă gândeam că știi foarte bine, când am studiat noi limba română, era acel vibe când citeai despre pașoptiști și despre cenaclul literal și literar și cum se întâlneau și cum făceau dezbateri. Mm-hmm. Mai există lucrurile acestea, da, în România, da, de astăzi? Depinde de profesor, dar da.
Eu vorbesc pentru tine, pentru scriitori. Există cenacluri pentru scriitori, sigur, sigur. Sigur, da. Socializați. Da, există. Sunt anumite grupuri și sigur că în grupurile astea contează, cum întotdeauna, în orice fel de alăturare, contează asemănările umane. Adică dacă oamenii se plac unii pe alții. Dar nu doar asta contează, adică există evenimente care se fac de dialoguri cu scriitorii și eu particip la ele. Și acolo invitațiile se fac, nu trebuie neapărat ca moderatorului să-i placă de tine ca persoană, îi place ce scrii și te prezintă, pentru că lucrurile așa trebuie să fie. Așa ar fi normal, știi? Nu să fie pe prietenii, pe apropieri, pe coterii. Există și coterii și necoterii, ca peste tot, de altfel. Și e firesc să fie așa, nu e nimic grav. Din punctul meu de vedere, și nu doar al meu, scriitorii întotdeauna au fost o ramură aparte a societății românești, pentru că au avut puterea să creioneze, să fundamenteze valori, să ridice anumite lucruri către suprafață. Practic, voi prin peniță modelați valori, ridicați crema societății sau să-i spunem așa, etalonați, ierarhizați straturi. Cel puțin asta am simțit eu de foarte multe ori, pentru că voi vorbiți din experiența voastră, dar având în spatele vostru o vastă cunoaștere, atât personală cât și profesională. Mă întreb astăzi, cum simți tu valorile noastre autentice românești, că tot ne aflăm la emisiunea Autentic Românesc? Multe și puternice. Dacă ar fi să vorbesc, să încep cu scriitorii, scriitorii astăzi, unii dintre ei, se implică foarte mult și la nivel civic. Iar asta, ca exemplu, pentru societate, contează enorm, nu doar pentru copii și cei foarte tineri, ci pentru toți ceilalți. Pentru că în momentul în care o personalitate se implică civic, asta dă încredere oamenilor. Dar nu sunt doar scriitori, sunt artiști plastici, sunt actori, sunt regizori. Eu vorbeam acum strict din punctul de vedere al tagmei voastre, să-i spunem așa. Dacă ar fi să zugrăvești sau să creionezi România acum, cum ai creiona? Într-un moment excepțional din punctul de vedere al valorii literare. Suntem contemporani cu Mircea Cărtărescu. Eu consider chestia asta un privilegiu al vieții mele. Eu trăiesc în timpul în care trăiește Mircea Cărtărescu. Eu mi-aș fi dorit să trăiesc și în timpul care a trăit Arghezi și în timpul care a trăit Caragiale. Da. Mi-aș fi dorit enorm. Ba chiar și Nicolae Filimon. Pentru că am avut eu în liceu o pasiune pentru Ciocoii Vechi și Noi. Eu trăiesc, sunt contemporană cu Emil Brumaru, cu Ștefan Agopian, cu Angela Marinescu, cu Nora Iuga. Uite, acum încep să fac lucrurile care, un lucru care mie nu-mi place. Eu acum voi uita pe cineva pe care îl iubesc aici și îl apreciez foarte mult și o să-mi pară rău și o să zic, și n-am zis de. Și n-am zis de. O să-mi fie rușine. Să scrii pe contul de Facebook n-am zis sau de. Pe blogul tău. Nu, este enorm. Este literatura care se face astăzi, este atât de bună, indiferent de generații, da? Mircea Cărtărescu, Florin Iaru sunt generația 60, adică sunt oameni de 60 de ani. Angela Marinescu, Nora Iuga are 86 de ani. Ce frumos! Mulțumesc. Angela Marinescu este și așa, cam în zona de 70 de ani. Sunt ceilalți, 50, 40, oameni de 30, foarte buni și tineri, cum să zic, strălucitori sub 30. Există și așa ceva. Ce mă bucur! Enorm de multă valoare. Enorm de multă valoare. În momentul ăsta, literatura română este pe o culme. Eu sunt foarte fericită că trăiesc în același timp cu toți acești oameni. Și cu cei care scriu și au 18, 19 ani, 25 de ani, cu cei care au 30 de ani. Sunt bucuroasă că ei au curajul să iasă, au și ocazia,
au și ocazia, există online-ul, unii dintre ei ajung și în print, au curaj, eu nu aș fi avut curajul, noi suntem altă generație. Da, e adevărat. Eu nu am publicat până la 40 de ani, pentru că ți-am spus, consideram că scriitorii sunt așa niște semizei, cum să ajung eu să public. Da, și eu cred la Dar fel. Dar eu sunt bucuroasă că lucrurile s-au schimbat, că oamenii au încredere în ei, pentru că cu adevărat lumea mai bună decât asta este lumea încrederii de sine, indiferent în ce domeniu activezi. Încrederea în de sine n-are legătură, evident, cu autosuficiența, ci doar cu încrederea în tine ca ființă umană, nu în puterile și în vulnerabilitățile tale. Tu, ca ființă umană, faptul că existi, asta este o valoare în sine. Îți vine să crezi că s-au scurs 50 de nu. Minute? Deci am impresia că stăm în primele 10. S-a terminat emisiunea noastră. A fost o poveste, o călătorie, pot să spun, nu scrisă cu sânge, ci așa, cu multe lucruri frumoase. Îți mulțumesc pentru ea și pentru scopolamina pe care o ai în ochi. Deci tu ai fi putut, ai putea oricând să scoți de la oricine, absolut orice, doar uitându-te în ochi. Facem așa, pentru că mie personal mi-a plăcut foarte mult și trebuie să continuăm călătoria noastră, îți propun să ne mai reîntâlnim aici drag. La Canal 33 să vorbim atât de valorile autentice românești, cât și despre viitoarele tale cărți. Sigur. Și poate prin puterea exemplului tău să încurajezi tot mai mulți tineri care să nu mai trebuiască să aștepte foarte mult până așternă cuvintele pe hârtie. Sigur, să aibă curaj și încredere în ei. Unde se pot găsi cărțile tale? Toate cărțile mele se găsesc în toate librăriile din țară, în librăriile Humanitas, în librăriile Cărturești și de asemenea sunt pe site-urile editurilor. Primele trei cărți, Prospect de femeie, mamifer și Român de rătăcire, au apărut la editura Herb Bennett, iar Pervazul lui Dumnezeu la editura Humanitas și ambele edituri au și online. Sigur, există și pe elefant.ro și pe toate site-urile cu cărți. Da. Dragi telespectatori, să știți că aceasta a fost ediția din seara aceasta. Îi mulțumesc, Anei, pentru o incursiune în timp, pentru că m-am regăsit și eu la 18-16 ani și sper să ne revedem la fel de voioși și frumoși și miercurea viitoare. Rămâneți alături de noi, urmează Monica Măgureanu cu Simply Talking.